Festivalul toamnei și-a prezentat cele mai bune produse tradiționale. Va veni și rândul boxului prahovean să-și arate cei mai promițători sportivi. La sfârșitul lunii octombrie, viitorul din ring va încrucișa mănușile pentru Cupa Prahovei la mai multe categorii de luptă. Competiția are tradiție la fel ca un festival, având în vedere că în acest an se va desfășura a 7-a ediție. La reuniunea ce va fi găzduită de sala de pe Bulevardul Castanilor vor boxa sportivi de la toate cluburile din județ. Copii, juniori, cadeți și tineret cu vârste între 12 și 17 ani. Tot juniorii de la cluburile ploieștene s-au întors cu medalii de la Cupa României, disputată recent la Onești. Competiția a fost dominată de CSM Ploiești, Petrolul și Conpet, echipe ce au cucerit 6 medalii de aur și 3 de argint. Clubul municipalității, pregătit de Titi Tudor și Adi Pârloge, a câștigat 2 medalii de aur prin Alberto Biro și Antonio Năstase și 2 de argint, adjudecate de George Dumitrescu și Robert Ioniță. Echipa Conpet a câștigat 3 medalii, toate de aur prin frații Haiduc și Vișan, asistați la colț de Emil Popa și Bogdan Dobrescu. Iar Șchiopu i-a răsplătit pe antrenorii Moroiță, Sandu și Dragomir, tot cu cel mai prețios metal, în dreptul clubului sportiv Petrolul.